Dragii mei, din nou fericiți, venim în prezența lui Dumnezeu și așa cum cântăm noi în acea frumoasă cântare, gol nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat, absolut hotărât nimeni care vine în prezența Domnului nu va pleca gol din prezența Domnului, adică Dumnezeu va da daruri fiecăruia dintre noi. Sunt oameni pe care îi vizitez și care au bucuria aceasta de a împărți, de a-ți da un dar, ceva, o amintire, un lucru cât de mic sau oameni, dar Dumnezeu, cu cât mai mult Dumnezeu. Gol nimeni n-a venit înapoi. Așa că este un lucru binecuvântat în faptul că am venit împreună aici, lângă învățătorul sufletului nostru, lângă mântuitorul nostru, lângă acela care călăuzește sufletul nostru în tot adevărul, Duhul lui cel Sfânt. Și de fiecare dată, cel puțin aș vrea să mărturisesc personal, în timpul pregătirii cuvântului, trăiesc această experiență uluitoare a descoperirii cuvântului Dumnezeu. Și cu această ocazie am rămas pur și simplu surprins, ca să nu zic electrocutat, când mi-am dat seama că, așa cum în viața practică se întâmplă, te uiți departe la un anume lucru și nu iei seama la ceea ce este chiar în fața ta. Și pierzând din vedere lucrul acesta, te împiedici și cazi, pentru că te uiți foarte departe. În Evanghelie ajungem să ne uităm la marile evenimente profetice care ne-au fost spuse de însuși Domnul și să pierdem din vedere viața de fiecare zi. Am vorbit noi despre venirea Domnului. Venirea Domnului pe nori este o binecuvântare numai dacă venirea Lui în viața noastră a avut deja loc. Aceia care nu au primit pe Mântuitorul în viața lor nu vor avea nicio bucurie când îl vor vedea pe nori. Știți că nu toată lumea se va bucura, unii vor fugi la munți și la stânci. Astfel că venirea Domnului în viața noastră este la fel de importantă ca și venirea pe nori. Și venirea Lui pe nori depinde, adică starea noastră sufletească la venirea Lui pe nori depinde de primirea sau respingerea Lui. Tema noastră de astăzi este sub titlul A muri a doua oară. Și sigur că ne gândim de la moartea a doua din cartea Apocalipsei, din versetele din capitolul 20 cu 14 și 21 cu 8. Moartea și locuința morților aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, și fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol, mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Cuvântul acesta este unul dintre acele cuvinte profetice de proporții cosmice. E legat de istoria lumii. Dar, iubiții mei, ațintindu-ne privirile la acest lucru, este înțelept să ne întrebăm ce aplicație are pentru mine astăzi. Mă poate paște pe mine astăzi moartea a doua? Sunt eu în pericolul acesta? Vom merge împreună în Sfânta Scriptură într-un singur loc în care se face referire la lucrul acesta. În Iuda are un singur capitol și de aici versetul 12, referitor la moartea aceasta. Se referă la o clasă de oameni care au venit în poporul lui Dumnezeu, dar care nu s-au lăsat transformați de Evanghelie. Nu. Ci au avut o agendă firească și pământească. Oamenii aceștia, făcând lucrul acesta, devin mai răi și nu mai buni, așa cum scrie Sfânta Scriptură. Ar fi una ca un astfel de om să meargă la o firmă, să lucreze acolo și este cu totul altceva, să organizeze sau să producă această piesă de teatru în care pretinde că s-a întors la Dumnezeu, pretinde că predică Evanghelia, pretinde că ar crede ce scrie în Evanghelie și de fapt să nu fie așa. Lucrul acesta este extrem, poate este primejdia cea mai mare care paște un suflet omenesc. A te juca sau a imita
venirea la casa lui Dumnezeu. Acești oameni devin niște stânci ascunse la mesele voastre, scrie aici, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi. De ce e fără rușine? Păi sunt predicatori în spatele amvonului sau oameni bănci care nu cred de mult lucrul acesta, dar se amestecă printre cei care cred. Îi disprețuiesc pe aceștia, îi consideră oameni de mâna a doua și așa mai departe, stând în spatele amvonului, predicând lucruri pe care nu le crezi, un om se consideră înțelept, cumva inteligent, șmecher, un fel de batjocoritor care se uită cu dispreț la frații ceilalți, îi consideră o grămadă de oameni neinstruiți. Dar acești oameni, spune Sfânta Scriptură, sunt niște nori fără apă. Asculți o predică, spre exemplu, o oră întreagă, stai concentrat, cu ce ai plecat acasă? Am stat de vorbă săptămâna trecută cu cineva și am întrebat, o predică este chemată să se aducă o descoperire în primul rând. Cunoștință, descoperire, toate aceste lucruri. Dacă nu ți aduce cunoștință și descoperire, adică să spui așa, aici am învățat ceva care nu știam la această predică. Dacă nu ți aduce aceste lucruri, cunoștință și descoperire, atunci tu ești un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește e un străin pentru tine. Aceasta spune Pavel, nori fără apă. Asculți mult timp sau citești o carte sau participi la un curs. Când ești întrebat cu ce ai rămas din treaba aceasta, nu poți să arăți spre nimic. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că acești nori fără apă sunt mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod. I-a prins toamna, vine iarna, zboară frunzele, niciun fel de rod. Și după ce spune cuvântul acesta, apare expresia aceasta înfiorătoare, de două ori morți. De două ori morți. Nu este vorba aici de moartea a doua la care am făcut referire, ci de posibilitatea și de primejdia care paște un om care a fost mort în păcatele și fără de legile lui și a fost adus la viață împreună cu Hristos, primejdia care paște să recadă în moarte, să fie mort de două ori. A fost odată mort, a fost adus și acum este mort a doua oară. De obicei, când venim din această moarte spirituală și suntem chemați la viață împreună cu Domnul Hristos, lăsăm garda jos, în sensul că mi se pare că am ajuns deja la țintă, că nu mai este niciun fel de primejdie, că suntem în locul, într-un loc de totală siguranță. Nimic mai fals. Mântuitorul a spus că diavolul, odată ce a fost scos, nu pleacă, ci dimpotrivă alcătuiește un plan. Mă voi întoarce înapoi în casa în care am fost. De două ori morți. Starea de pe urma aceluia ajunge mult mai rea decât cea din tâi. A murit a doua oară înaintea lui Dumnezeu, a murit spiritual. A doua oară, după cum eram mort spiritual în păcatele și greșelile noastre. Astăzi vom învăța prin Harul Domnului că moartea spirituală nu înseamnă deces. Așa cum foarte superficial am gândit și am crezut noi, plata păcatului este moartea. Nu. Dacă oamenii aceștia, dacă ar însemna moartea, înseamnă că imediat ce ai păcătuit ar trebui să fii jos mort și după aia îngropat. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dar se întâmplă totuși ce a spus Dumnezeu, în ziua aceea vei muri. Într-adevăr se întâmplă lucrul acesta. Fără să însemne, repet, moartea fizică. Sfânta Scriptură ne spune în Efeseni capitolul 3, 17, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste și Coloseni 2, 7, fiind înrădăcinați și zidiți în el, îi găsim pe oamenii aceștia care suferă a doua moarte, de două ori morți, îi găsim dezrădăcinați. De ce se petrece sau cum ajunge un om să fie de două ori mort, să suporte aceasta a doua oară moarte din care a venit de altfel? Prin dezrădăcinare. În ce trebuie să fim noi înrădăcinați?
locui rădăcina și temelia pusă în dragoste. Vom reîntâlni acest lucru ca semn al adevăratei întoarceri a noastră la Dumnezeu. Se naște în suflet dragostea de Dumnezeu și de frați. Acesta este semnul învierii noastre din morți și moarte. Suntem înrădăcinați și zidiți în el. Dar oamenii aceștia care sunt de două ori morți, ei sunt dezrădăcinați. Au pierdut dragostea dintâi, au pierdut dragostea de frați, au pierdut dragostea de Dumnezeu și au pierdut chiar și dragostea de viață. Nu mai au motiv să trăiască și recad în moarte. Rare ori privim lucrul acesta ca o primejdie reală. Nici nu ne gândim la ea. Personal, înainte să citesc această expresie, știam doar de moartea a doua din Apocalipsă, dar nu m-am gândit că pe pământul acesta sau în viața aceasta sunt în primejdea de a recădea în moartea din care am fost înviat prin credința în Domnul Hristos. Iată ce scrie Sfânta Scriptură în 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost înviați împreună cu Hristos, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după ce au fost scoși din moarte, voi erați morți în aceste păcate, după ce au fost scoși din moarte, oamenii aceștia se încurcă iarăși și sunt biruiți de lucrurile acestea, starea, adică recad în moartea din care au venit, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Nimeni nu revine la forma inițială a morții spirituale, ci experimentează o formă mult mai gravă de aceeași moarte spirituală. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut, să nu fi trăit această experiență a învierii din moarte, din păcatele și fără de legile noastre. Cum scrie în Evrei, capitolul 6, au cunoscut, au gustat puterile veacului viitor și apoi n-au vegheat asupra acestui lucru, fie s-au considerat în afara oricărui pericol și atunci au continuat viața ca și când nu s-ar întâmpla nimic, fie au ajuns să disprețuiască, s-au îngânfat și au ajuns să disprețuiască pe acela care i-a înviat din moartea, din păcatele și fără de legile lor cu ei. S-a întâmplat zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase. Se întâmplă real lucrul acesta și scroafa s-a întors să se tăbălească iarăși în mocilă. De două ori morți. Ei au fost aici. De aici au fost ridicați. Noi toți venim de aici și suntem în primejdia să ne întoarcem aici, dar într-o stare mult mai gravă. De aceea aș dori și mă rog lui Dumnezeu ca acest cuvânt a murit a doua oară să rămână pentru noi un avertisment, cum scria în Proverbe, scrie pe tabla inimii, pentru că primejdia aceasta paște pe orice om care a experimentat și a trăit învierea din moartea în păcat și fără de lege, din care am venit toți. Aceasta spune Mântuitorul în Luca 11:24, mă voi întoarce în casa de unde am venit. Plecarea sau scoaterea răului, păcatului, unui anume păcat din viața noastră, nu înseamnă că inexistența acestui păcat de azi înainte este inexistent. Trebuie să fie inexistent pentru tine, dar nu este inexistent în sine. Păcatul odată săvârșit aduce moartea, spune Iacov. Și ce înseamnă lucrul acesta? Lasă o amprentă asupra ființei noastre care rămâne și este o primejdie a întoarcerii acolo într-o stare și mai rea. Este o primejdie permanentă. Este o primejdie permanentă. Un om care a căzut într-un anume viciu, fie că e vorba de desfrâu sau de beții, de droguri, de răutate sau de asta, el stă departe de lucrurile care l-ar aduce din nou în starea dinainte și ar fi de două ori mort și ar fi dezrădăcinat. El ia seama la aceste lucruri. Câteva exemple din Sfânta Scriptură. Biblia spune despre împăratul Saul că a fost prefăcut într-un alt om, adică era mort în păcatele și fără de legile lui și a fost adus la viață împreună cu Hristos. Care a fost viața acestui om? S-a întors
înapoi. Dar nu la păcatele din care venise, ci la unele cu mult mai grave, spiritismul și umblarea lui cu vrăjitorii și cu lucruri de felul acesta, care l-au dus pe o treaptă mult mai cumplită decât a fost înainte. Odată ce a fost transformat sau prefăcut într-un alt om, din nefericire, omul consideră că această lucrare a lui Dumnezeu este finală și așa ar trebui să fie. Așa este, dar în același timp nu numai atât. Există și posibilitatea ca un om să se întoarcă. Aș lucra mult mai mult asupra acestui lucru în mintea și sufletul meu decât asupra convingerilor sau trăirilor noastre de falsă siguranță. Noi nu suntem într-o lume din care Satana s-a retras, s-a este absent. Și nu numai Satana, dar este vorba de natura noastră. Dacă azi, cineva spunea, dacă azi diavolul ar fi expulzat din lume, păcatul ar continua, pentru că el este în sufletele și în natura noastră. Când Dumnezeu a spus omului, vei muri negreșit, s-au găsit unii care au spus, și vedeți că n-a murit? Nu, în momentul în care un om a păcătuit, așa spune Iacov, și păcatul odată săvârșit aduce moartea. Ce este moartea aceasta? Nu e deces, nu cade cineva într-un coșciug sau este pus într-o groapă. Nu, ci în momentul în care cineva a păcătuit, a pierdut puterea pe care a avut-o asupra păcatului. Acum păcatul are putere asupra lui și puterea aceasta crește cu timpul. Cu cât un păcat este cultivat, cu atât el devine și mai puternic asupra ființei noastre. Problema principală nu este a păcătuirii și morții, a murit, vei muri negreșit. Problema nu este legată de ceea ce face un om, că a făcut rele, desfrâuri sau nenorociri, ci ceea ce devine. Păcatul, vei muri negreșit, înseamnă se va naște în tine o natură păcătoasă. Nu mai ești omul care ai fost înainte de păcătuire. Vei muri, omul acela va muri și se naște un om cu natură păcătoasă. Acesta este impactul. Plata păcatului înseamnă impactul păcatului asupra vieții noastre. El transformă ființa noastră într-o natură păcătoasă. Păcatele care se săvârșesc ulterior sunt numai roade naturale a unui pom care a fost transformat într-o natură păcătoasă. Aceasta înseamnă cuvintele pe care le-a spus Bunul Dumnezeu Părintelui nostru în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Părinții noștri n-au murit fizic, n-au decedat în ziua aceea, dar au fugit de lângă Dumnezeu. Fuga lor, care a fost înțeleasă într-un fel sau altul, este totuși, are în ea virtutea pocăinței. Au respectat și au recunoscut frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu și răutatea situației lor. Dumnezeu nu părăsește un om, un om în situația în care el a păcătuit și a murit. Nu părăsește pe un om care și-a pierdut total puterea. Ce înseamnă mort în păcate și fără de lege? Înseamnă că ai pierdut total puterea de a te împotrivi. Nu există nimeni pe pământ care să se poată elibera de natura lui păcătoasă. Noi fie că ne oprim și nu mai facem un lucru sau altul, natura noastră rămâne aceeași. Lucrul acesta ar trebui foarte bine înțeles, pentru că el tinde să ne întoarcă înapoi de acolo de unde am fost aduși. Niciodată drumul către moartea în păcatele și fără de legile noastre nu a devenit pentru noi o imposibilitate. Nu, e imposibil să se mai întâmple lucrul acesta. Petru a luptat mult și a spus lui Iisus, e imposibil, nu te va duce acolo unde nu crezi, pentru că lucrul acesta nu este o imagine sau o idee, o parabolă, ci este o realitate pe care noi o trăim în fiecare zi. Plata păcatului înseamnă impactul pe care îl are asupra naturii noastre. Celelalte sunt urmări. Noi de obicei tăiem frunzele. Dar e vorba de rădăcină. Despre oamenii aceștia de două ori morți, care au fost morți și au înviat în Hristos și acum au murit iară, sau cum spune Petru, s-au întors acolo, despre ei se spune că sunt dezrădăcinați. Acolo lucrează răul. Nu la frunze, nu la
fapte, nu mai face așa sau fă așa, nu, ci fii așa. Atunci se creează în om smulgerea aceasta sau se produce dezrădăcinarea aceasta. Înrădăcinați în dragostea lui Dumnezeu, în dragostea față de cei de lângă noi și dincolo de orice, în vegherea despre care a spus Domnul Hristos, veghează ca nimeni să nu-ți fure hainele. Pe odată ce mi-a dat Dumnezeu haina neprihănirii, asta stă pe veci, nu ți-o fură cineva. Veghează. Fiecare lucru mic sau mare, dar rău în sine, este un atentat la a-ți fura haina sau mântuirea sau viața, chiar învierea, viața care ți-a fost dată prin învierea în Domnul Hristos. Fiindcă plata păcatului nu este același lucru cu moartea biologică. Nu. Saul a murit în păcatele lui, s-a întors și 14 ani a continuat să funcționeze acolo. Iar despre o clasă de oameni, spune Mântuitorul, lasă morții să îngroape morții. Ei nu sunt decedați, ei îngroapă pe cei care au decedat, dar între timp sufletul lor a murit. Ei au murit sufletește. Efectul păcatului, deci, nu sunt păcatele comise sau omise, ci este natura păcătoasă care se naște în noi odată cu păcatul. Înainte de a face un păcat sau păcatul cu care a început păcatul în lumea noastră, ființa noastră n-a avut niciun fel de obligație față de păcat, așa cum ne și spune nouă acum că dacă suntem în Domnul Hristos, nu mai datorăm nimic firii pământești. N-a avut vreo datorie la păcat, n-a avut niciun fel de circunstanță agravantă, cum ar fi foamete sau frică sau spaimă, n-a fost nimic de felul acesta. A fost o totală și deliberată alegere. Iubiți mei, chiar dacă noi astăzi suntem născuți în păcat și nimic bun nu locuiește în mine, prin accesul pe care îl avem la puterea lui Dumnezeu, cereți-mi orice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, avem aceeași favoare de a rămâne în picioare lângă Domnul și în puterea tăriei lui, ca și dintotdeauna. Lucrul ăsta trebuiește bine învățat, pentru că de obicei noi am făcut o scuză din natura noastră. M-am născut în condițiile acestea, am temperamentul ăsta, sunt așa, sunt pe dincolo. Nu aceasta e problema, ci problema este în ce măsură primim puterea care ne este oferită, stă la dispoziția noastră. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa se face că natura care se naște prin impactul păcatului asupra noastră, asta e plata păcatului, deci natura aceasta este imposibil de dezbrăcat. La oameni lucrul acesta este cu neputință. Odată comis păcatul, a adus moartea, natura aceasta păcătoasă în ființa noastră. Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că Mântuitorul nostru spune: eu am venit să nimicesc lucrările diavolului, adică să le fac nimic. Starea noastră păcătoasă, înclinațiile noastre păcătoase, dorințele noastre însetate după un lucru sau altul rău, toate acestea sunt făcute nimic atunci când stăm în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta înseamnă am venit să nimicesc lucrările diavolului. Simpla continuare a vieții nu înseamnă, nu este semnul vieții spirituale. Și expresia de două ori mort se poate ascunde la adăpostul unor aparente activități. Saul continuă să fie împărat, preoți anumiți fiii lui Eli continuă să aducă jertfe și slujbele la templu continuă după ce s-a retras prezența divină. Ca acel avion aici în America s-a depresurizat în aer, au murit toți care erau în autocor și avionul a continuat să zboare. Și autoritățile au văzut că merge pe un traseu care nu era cel legal, ci cel anunțat, și atunci au lansat imediat avioane de vânătoare și de recunoaștere după el și au mers paralel cu el și au văzut geamurile acoperite cu gheață înăuntru, era depresurizat, toți erau morți, dar continua să zboare și a zborat până s-a terminat combustibilul și după aceea a prăbușit. Semnul, spune Ioan 1:3-14, că am trecut din moarte la viață și că nu suntem morți de două ori, semnul este că iubim pe frați. Și când vorbim de frați, nu vorbim de frații cei buni, ci vorbim de frați.
Iubiții mei, dacă este un lucru pentru care mă închin totdeauna lui Dumnezeu și mă rog, este darul acesta. Dă-mi, Doamne, această dragoste care ai avut-o Tu față de noi toți. Și știm, noi eram morți în păcatele și fără de legile noastre și pe când eram noi păcătoși, El a manifestat iubirea aceasta pentru noi. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte, chiar dacă omul acela a fost înviat din moarte, din fără de legile și păcatele lui. Lucrul acesta ucide. Este dezrădăcinat din dragostea de frați. Multe biserici se confruntă cu probleme de un fel sau altul. Întrebarea care se ridică este, au aceste probleme capacitatea de a-ți distruge dragostea față de oamenii aceștia? Sau o persoană care se comportă nedrept față de tine, într-un fel sau altul, îți afectează lucrul acesta dragostea? Mântuitorul nostru învăluie într-o privire de dragoste pe aceia care batjocorii au cumplit, înjurau, blestemau și spuneau cuvintele acestea și îi învăluie în rugăciunea, iartă-i, Tată, ei nu știu ce fac. Simpla funcționare sau nu înseamnă viu în Domnul, viu în Domnul Hristos. Despre cea de dată la plăceri din 1 Timotei 5, 6, Biblia spune, este moartă, măcar că trăiește. Ea a experimentat moartea aceasta de două ori moartă, pentru că ea venise la credință, dar a ales să trăiască în lucrurile acestea și este moartă din nou. Și un pastor sau un predicator, vorbește Biblia în Osea 13 cu 1 despre puterea cuvântului pe care îl avea Efraim când predica, atunci când preda cuvântul lui Dumnezeu, când vorbea Efraim, spune Biblia, răspândea groaza în Israel. Toată lumea era mișcată, impresionată, zguduită de cuvintele pe care le predica Efraim, dar când a păcătuit cu Baal, a murit. Același om, nu l-a dus la cimitir, dar a murit. A murit de două ori. Ce spune tatăl fiului risipitor era cu tot adevărat, acest fiu al meu era mort. Pe cum era mort dacă slujea la porci, dacă era acolo, dacă a cheltuit banii, cum să fie mort? Era mort. Și acum a înviat, la aceasta se referă. Și expresia de două ori mort, pe care doresc să resubliniez, este un avertisment pentru noi care am fost morți în păcatele și greșelile noastre, spunându-ne, nu este exclus ca un om să moară iarăși, să fie de două ori mort, moartea a doua, și să recadă într-o stare mult mai rea și mai gravă decât cea care a fost înainte. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă atenția spre acela care poate să ne cheme, al cărui glas poate fi auzit chiar în mormântul păcatului și fără de legilor noastre. Aceasta a fost problema pe care a exprimat-o Mântuitorul către Petru. M-am rugat să nu se piardă credința ta din cauza gravității păcatului tău în ochii tăi. Tu ajungi să nu te mai poți ierta niciodată. De aceea, Mântuitorul spune să ne ațintim privirea către El, nu către ceea ce s-a întâmplat și în felul în care am trăit noi. Tot așa spune cuvântul lui Dumnezeu, vă spun, va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință, adică ei n-au păcătuit și nu neapărat în sensul negativ, nu, eu n-am nevoie de pocăință că eu sunt sfânt, dă-te la o parte, nu te atinge de mine, ci sunt niște oameni care nu au comis lucrurile acestea de la care să fie nevoie de pocăință. Sunt cele 99 de oi care au fost lăsate pe pajiște. Dar observați că iubirea lui Dumnezeu nu face distinție între cele de pe pajiște și cea pierdută, cea care a murit a doua oară în păcatele și fără de legile ei. Nu face distinție, ci dimpotrivă.
pornește după, îl lasă pe izlaz, deci este în condiții bune pe cele care nu au mers în prăpastie și nu au nevoie de pocăință în privința aceasta și merge după ea, o pune pe umeri, o ridică, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu bucurie pe umeri și o aduce înapoi la turmă și face turma atentă, vedeți cum o primiți. Nu dați cu coasta, cu cotul, nu-i ziceți, aha, de unde vii, sau nu-i puneți o etichetă în frunte care să rămână pe toată viața. Uite, asta este oaia care a fost scăpată în mărăcini, în vale și s-a dus după ea. Atunci nu faceți lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu a făcut așa ceva. Și, dimpotrivă, faceți ceea ce a făcut îngerul când a invitat pe Petru la întâlnirea cu Domnul după înviere. Spuneți fraților mei, dar spuneți și lui Petru, având în vedere cuvântul acesta de avertisment, de trezire pentru sufletele noastre, având în vedere primejdia dezrădăcinării noastre din dragostea lui Dumnezeu, din credință, din iubirea de frați, din convingerea adevărului, având în vedere posibilitatea aceasta, fiți treji și vegheați, că protivnicul vostru n-a plecat departe, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Doamne Dumnezeul nostru, rugăciunea noastră se înalță către tine cu mari mulțumiri că ne-ai deschis ochii și ne-ai ajutat să înțelegem primejdia care paște biruința aceasta minunată prin care tu ne-ai înviat din moartea păcatului și a fără de legi. Ajută-ne să veghem cu gelozie la biruința ta în viața noastră și ajută-ne niciodată să nu coborâm de pe stânca pe care ne-ai așezat tu și care este Hristos Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.